Printre brigăzile de arbitraj care vor fluiera la campionatul european de handbal feminin, turneu găzduit de Danemarca în perioada 3-22 decembrie 2020, se numără și o pereche din România. Este vorba despre buzoianca Simona Stancu, cetățean de onoare al județului și gălățeanca Cristina Năstase, care au fost delegate de Forul European de Specialitate, să arbitreze meciurile de la Euro 2020. Cele două au o vastă experiență la nivel internațional cu prezențe la campionatul mondial feminin pentru senioare 2019 în Japonia, campionatul european feminin pentru senioare 2018 în Franța și campionatul mondial pentru tineret la masculin 2019 în Spania. Alături de tandemul Simona Stancu, Cristina Năstase, cea mai valoroasă brigadă din țara noastră și una dintre cele mai experimentate și valoroase pe plan mondial, încă nouă cupluri de arbitraj vor împărți dreptatea în cadrul campionatului european feminin, competiția aflată la ediția 14 la care participă și naționala României.